Este a 32-a expoziție personală. Cine mă cunoaște știe că eu sunt autor de tapiserie, grafică și pictură. Am cu totul și cu totul alte teme în tapiserie, dar am vrut să fac această expoziție de peisaj pentru că sunt lucrări de suflet pe care le-am adunat în ultimii ani și aș putea să spun că sunt pornite în taberele de creație care au avut loc în România și în taberele de documentare, pentru că veți regăsi aici lucrări și din alte zone, de pe coasta Amalfitană, un loc drag mie și nu numai, un loc și vă sfătuiesc pe fiecare, dacă puteți să ajungeți acolo. Și un alt loc minunat este Balcicul, care se leagă de istoria noastră, de Regina Maria, de castelul de la Balcic și Bucovina noastră dragă. O să observați că aici, în expoziție, nu mi-am pus problema de a povesti foarte mult motivul pe care l-am avut în față. Eu mi-am pus cu totul și cu totul alte probleme. M-au interesat expresivitatea lucrărilor, m-au interesat probleme de armonie cromatică, armonie compozițională și țin și urmăresc și simt în creația mea să am foarte multă diversitate. Deci lucrez în același timp și chiar acum în atelier și lucrări mai figurative și lucrări mai abstracte, mai mult interpretate. Am perioade de roșuri, de calduri, am perioade de albastru, pentru că în fiecare gamă cromatică mă simt eu foarte bine. Tablouri în tehnica pictură ulei pe pânză, tehnică mixtă, asta însemnând grafică, în baiți și tușuri, pastel, combinație de pastel cu acril și cam atât. Deci este expoziția strict de itinerarii vizuale. Mulțumim!